Recent, fermierii din județul Hunedoara s-au putut întâlni cu ministrul agriculturii, dar și cu alți înalți responsabili din domeniu. Concluziile după discuțiile purtate între părți sunt pozitive, iar pentru fermierii hunedoreni s-a promis sprijin de la cel mai înalt nivel. Din ce a reieșit din discuțiile care le-a avut domnul ministru cu fermierii din județul Hunedoara, la care au participat inclusiv directorul de la APIA și directorul de la AFIR, s-a prezentat tot ceea ce înseamnă politicile agricole susținute de Guvernul României pentru buna desfășurare a activității agricole. S-a pus în evidență care sunt subvențiile, care sunt programele de finanțare, s-a discutat cu fiecare fermier în parte care a ridicat o problemă și consider că această întâlnire a avut un bun augur. S-au atins toate problemele care le-au ridicat fermierii și promitem în continuare că vom fi alături de dumnealor. Un sprijin deosebit va fi acordat zootehniei, o ramură de bază nu doar a agriculturii hunedorene, ci a întregii economii din județ. Vom avea în continuare un program axat în special pe zootehnie. Ne axăm special pe specificul agriculturii hunedorene și anume zootehnia. Cu siguranță, Guvernul României, Ministerul Agriculturii, Instituția Prefectului va fi alături de fermierii din județ pentru a duce activitatea în cele mai bune condiții. Județul Hunedoara este unul preponderent zootehnic. La acest lucru contribuind și relieful. Din punct de vedere al terenurilor, Hunedoara este singurul județ din țară al cărui teritoriu este inclus în întregime în zona montană.